pentru că mi-am amintit de dimineață de când m-am trezit și m-am gândit foarte serios zilele astea la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 26 de ani, când niște tineri frumoși au plecat de acasă la Revoluție și din păcate nu s-au mai întors acasă. Au murit în acele zile pentru ca noi să putem astăzi vota, pentru ca să nu ne mai uităm la un singur canal de televiziune timp de 2 ore pe zi, să nu mai facem lecțiile cum le făceam la vremea respectivă la lumina lămpașului, să nu mai cumpărăm pâine pe cartelă, să putem circula liberi în lume. Din păcate, foarte mulți au uitat astăzi sacrificiul acelor oameni și primul impuls pentru care am ieșit la vot a fost în amintirea acelor oameni. În al doilea rând, am votat pentru mine, pentru că dacă nu votez eu, cu siguranță vor vota alții în locul meu. Am votat pentru ca din ianuarie să nu mă trezesc cu un guvern care mi-a jumătate din leafa mea și a dumneavoastră, a tuturor celor care muncesc cinstit în această țară, și acești bani să meargă pentru cei care nu vor să muncească, pentru asistații sociali care nu au nevoie de ajutoare sociale. Astăzi am votat pentru ca Alba să rămână Fruncea. Astăzi am votat pentru ca în Alba să nu decide niciodată morții din Teleorman.